Unul din cele mai scurte și cele mai simple îndemnuri pe care ne le dă Apostolul Pavel se găsește în 1 Corinteni, capitolul 14, primul verset. Și spune în felul următor. Urmăriți dragostea. Pare destul de simplu. Dar oare ce înseamnă să urmărim dragostea? M-am uitat la o altă traducere și traducerea aceasta spune Fă din iubire cel mai înalt ideal al vieții tale. Practic asta ne îndeamnă Apostolul Pavel. Tot el, într-un alt loc, spune tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Și bineînțeles că nu e întâmplător că îndemnul acesta vine imediat după ce Apostolul Pavel încheie un capitol pe care noi îl numim imnul iubirii, 1 Corinteni, capitolul 13. De ce trebuie să facem din dragoste cel mai înalt ideal al vieții noastre? Știți de ce? Pentru că nimic nu are valoare fără iubire. Vorbirea fără iubire nu are valoare, slujirea fără iubire nu are valoare, chiar și sacrificiul fără iubire nu are valoare. Poți să mergi până la martiraj fără iubire de Dumnezeu, nici acesta nu are valoare. Așadar, dragul meu, caută în săptămâna aceasta să faci din iubire cel mai înalt ideal al vieții tale. Și atunci când vei face din iubire cel mai înalt ideal al vieții tale, viața ta întotdeauna va fi un câștig și orice acțiune va fi primită și binecuvântată de Dumnezeu. Iubește-i pe cei din jur și caută să răspândești cât mai multă dragoste.